În următoarele zile, vremea se va răci, iar fenomenul are loc din cauza unei mase de aer rece care va traversa teritoriul Republicii Moldova. Ce temperaturi ne așteaptă, știe colega mea Virginia Pânta. Virginia, bună seara, te ascultăm! Bun găsit, Elena, doamnelor și domnilor! După o săptămână relativ caldă, potrivit meteorologilor, ne așteaptă un weekend cu ploi și descărcări electrice, iar valorile termice ale aerului se vor menține scăzute. Astfel, pentru zilele de sâmbătă și duminică, meteorologii ne anunță că vântul va sufla din nord-est, slab până la moderat. Nopțile vor fi răcoroase, cu valori termice ce se vor încadra între plus 13 și plus 19 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile vor oscila între plus 19 și plus 24 de grade. Începutul săptămânii viitoare se anunță a fi și mai friguros, cu o maximă termică de 20 de grade Celsius. Virginia, îți mulțumesc pentru informații. Continuăm cu alte subiecte.